În cunoștință de cauză, în ce situație se află în acest moment Consiliul Județean. O să-l rog apoi și pe domnul secretar să vă dea câteva detalii de ordin juridic. La preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean și a dumneavoastră de consilier județeni, la Consiliul Județean erau două notificări și știa toată lumea despre ele pentru că a apărut și în presă la vremea respectivă. Era vorba despre două notificări ale Ministerului Dezvoltării prin care solicitau Consiliului Județean returnarea a două sume de bani. Totalul era de 13 milioane lei noi, 130 de miliarde bani vechi. De ce erau aceste notificări sosite pe adresa Consiliului Județean? Pentru că în timpul mandatelor anterioare, când nu PSD-ul a fost la conducerea Consiliului Județean, s-a făcut o cesionare între două firme, a două contracte, pe două drumuri. Știți povestea. Curtea de conturi a fost în verificare la Ministerul Dezvoltării și a considerat că plățile făcute ulterior pentru aceste două drumuri nu au fost legale. Ministerul Dezvoltării, ca urmare a acestui control al Curții de Conturi, a transmis către Consiliul Județean notificările pentru plata celor două sume. Nu am plătit acei bani. Nu am plătit acei bani pentru că nu erau nici banii mei, nici banii dumneavoastră, erau banii cetățenilor județului Caraș-Severin. Și am ales să dăm în judecată Ministerul Dezvoltării. Am dat în judecată Ministerul Dezvoltării, primul termen a fost la Curtea de Apel București. Am câștigat. Curtea de Apel București, prin decizia instanței, și o să vă dea detalii domnul secretar, a anulat notificările Ministerului Dezvoltării. Cu această sentință ne-am dus la finanțe pentru a ne debloca conturile. Nu s-a întâmplat acest lucru, Ministerul Finanțelor spunându-ne că ei nu sunt parte în acest proces și că ei nu pot debloca conturile decât în urma unei hârtii de la Ministerul Dezvoltării. Evident că fiind în proces cu Ministerul Dezvoltării, nu puteam obține hârtia de la Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării, făcând ulterior recurs la decizia Curții de Apel, recursul urmând se judece la înalta curte. Am solicitat ordonanță prezidențială. Am obținut ordonanță prezidențială în 29 luna trecută. Am crezut că Ministerul Finanțelor, pentru că ordonanța prezidențială suna ceva de genul: se ordonă Ministerului Finanțelor să deblocheze conturile, să alimenteze conturile Consiliului Județean. Nu s-a întâmplat nici acest lucru, Ministerul Finanțelor, făcând recurs, a avut 5 zile la dispoziție de la pronunțare, pronunțarea fiind cu citarea părților, se considera și prima zi în care s-a făcut pronunțarea, mai ales că Ministerul Finanțelor
a avut reprezentant la Curtea de Apel București. Din punctul nostru de vedere, recursul a fost tardiv, este tardiv, a fost introdus conform datelor de pe site-ul Curții de Apel în data de 5. Dar cu toate acestea, ordonanța prezidențială, conform legii, este executorie. Recursul făcut de Ministerul Finanțelor nu anulează ordonanța prezidențială. În mod normal, Ministerul Finanțelor, prin organismele regionale și județene, ar fi trebuit să pună în aplicare această ordonanță prezidențială. Repet, recursul nu anulează ordonanța prezidențială. Mai mult decât atât, pentru a solicita suspendarea ordonanței prezidențiale, conform normelor de drept, ar fi trebuit depus o cauțiune. Vreau să vă spun că suma, în acest moment, nu mai este 130 de miliarde. Este 300 de miliarde, pentru că legislația este în așa fel, în acest moment, în care conturile, alimentarea conturilor se blochează, dar sumele se adună ce primim de la bugetul de stat. Ei bine, am ajuns în acest moment la 300 de miliarde. Am făcut somație către Ministerul Finanțelor, Direcția Regională Timișoara și Administrația Financiară Cara Severin. Am avut o discuție și cu noul director al Administrației Financiare Cara Severin. În prima zi a dânsului mi-a părut rău că s-a confruntat cu astfel de probleme, dar înainte de a-i trimite somația am vrut să am o discuție și să-i spun în ce situație suntem. Am, în acea somație, am vorbit și despre dreptul Consiliului Județean de a solicita, începând cu data de 29.6, dobândă la sumele reținute. Asta a fost informarea pe care am vrut să vă fac legat de conturile blocate ale Consiliului Județean, pentru că am văzut acea referire în care se spunea că sunt conturile blocate pentru că noi, conducerea Consiliului Județean, eram la intabulat de drumuri prin județ. Este o problemă pe care am preluat-o. De când am preluat mandatul, pe mine nu m-ați auzit vorbind de greaua moștenire. Dar nici nu accept astfel de atacuri de la oameni care cred că știau despre ce este vorba. O să rog pe domnul secretar Ciobanu să vă dea detalii juridice și apoi o să vorbim despre a treia informare pe care vă fac. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, situația de fapt se prezintă în felul următor. Există o ordonanță 28/2013 care creează un instrument Ministerului Finanțator și anume MEDERAP-ului, fostului MEDERAP, ca în cazul în care descoperă niște nereguli și iată neregulile sunt date de indicate de Curtea de Conturi, ei având un rol pendent în speța asta, în ipoteza în care notifică beneficiarul, în speță pe noi, ca în termen de 30 de zile să plătim suma. Cele două notificări cumulate pe cele două drumuri reprezentau o sumă oarecum colosală. 13.500.000 de lei noi, aproximativ 3.500.000 de euro. Ne-am uitat ce invocă ei, categoric am formulat o apărare și n-am vrut să ne asumăm un angajament de plată. După expirarea celor 30 de zile, instrumentul de care vă făceam vorbire e următorul. MEDERAP-ul comunică Ministerului Finanțelor Publice care, printr-o decizie internă, blochează alimentările cu cote din TVA și așa mai departe ale beneficiarului, cu excepția plății salariilor. Ori noi din septembrie până în prezent putem, pe derogare asta, să plătim salarii. Nu utilități, nu contracte în derulare, ci doar salarii. Ne-am apucat și am atacat în instanță. Acum, nici instanțele, repet, erau două notificări, nici nu știam cum să le asimilăm. Sunt acte administrative, nu sunt acte administrative. Ne batem pe faza a doua, pe contestare la executare, n-am știut nici noi și nici instanța.
a fost o problemă de competență, fie materială, fie teritorială, în care instanțele făceau un ping-pong și s-a ajuns la Curtea de Apel, la Curtea de Apel București. Curtea de Apel București, categoric o instanță de grad superior și prin motivare, putem să vă punem la dispoziție, să vedeți cum demontează punct cu punct susținerile Medelapului, ne dă un termen și ne roagă expres, imperativ, să ne precizăm acțiunea pe niște aspecte. Am precizat-o și la următorul termen, foarte scurt, în termen de 5 zile, ne dă câștig de cauză, îndepărtând articolul 14 din contencios, și anume suspendarea actelor administrative și anulând în tot notificările respective. Asta e sentința pe fond. Și vă spun, e pronunțată în dosarul 33095/3/2016 de Curtea Apel București, în data de 27.03.2017. Acum, ca și caracter al sentinței ăsteia, se atacă în termen legal cu recurs. Recursul este nedevolutiv, dacă vreți, în contencios administrativ, dar categoric suspendă executarea. Deci am câștigat pe instanța de fond, dar recurată fiind, iată-te, s-a ridicat executarea, starea de fapt persistă încă. Un amendament, recursul se înjudecă la înalta curte și aici ne-am speriat puțin pentru că înalta curte dă termene foarte lunge. Domnul avocat Gâfu aici și poate să confirme chestiunea asta. Au și un complet filtru, deci dau termene extrem de lungi și noi rămâneam să plătim salarii și nu utilități. Am avut la îndemână calea ordonanței președențiale, am promovat-o. Foarte mare atenție, din se dau ordonanțele președențiale, se admit în anumite categorii de litigii, în păstrarea unui drept, în dreptul familial, în copii și așa mai departe, mai puțin pe executări și deloc în contencios. Ori, eu știu, apărările ministerelor de resort au fost că aveam la îndemână instituția suspendării actelor. Și am demonstrat toate și fapte că noi nu avem de ce să mai cerem încă o dată, redundant, suspendarea pe articolul 14 în ipoteza în care noi le avem anulate. Iată instanța la primul termen de judecată, în data de 29 iunie, ne admite ordonanța președențială și ordonă Ministerului Finanțelor să alimenteze cu conturile bugetului Unității Administrative Teritoriale. Am demonstrat că de la data din septembrie 2016 până în prezent suma e deja colosală, sunt peste 30 de milioane de lei noi, aproximativ cred că 7 milioane de euro. Da? Ăștia sunt banii popriți. Ori noi stăm cu ordonanța admisă, executorie, de drept, din 29 și am ajuns să facem diligență redundantă în sensul să somăm Ministerul Finanțelor, administrația regională și administrația financiară locul aici. Și am făcut și un demers subsecvent în a cere expres instanței să ne lămurească dispozitivul, chiar dacă rezultă prin efectul legii că executorii ordonanța, să-l și scrie expres. Iată, am spus acolo și insomația pe care am adresat-o Ministerului Finanțelor și structurilor subsecvente, că ne vom prevala, avem practică CEDO în speța dată și raportat la sumă vom cere dobânzi. Adică sunt deja două săptămâni, ori o dobândă legală, aferentă, raportată la 7 milioane de euro înseamnă foarte mulți bani. Ori aici e dublu standard de care făcea vorbire domnul președinte. Ei când ne-au executat, ne-au executat în prima zi după expirarea celor 30. Iată că stăm două săptămâni cu două sentințe, repet, ambele date de o instanță superioară, Curtea de Apel București. Nu e orice fel de instanță, credeți-mă. Și murim cu dreptatea în mână, putem ca mâine să nu mai să ne sisteze gaz, curent, utilități, tot ce înseamnă asta, să ne bage în insolvență orice firmă doritoare cu care avem contract în derulare, pe considerentul că nu plătim, da? Și nu interesează pe nimeni. Ori aici putem vorbi și ori de o latură penală. Nepunerea în aplicare a unei ordonanțe care, prin efectul ei, prin caracterul ei, e urgentă, vremelnică și provizorie, categoric. Deci cam aici suntem, repet, în cazul ordonanței, recursul chiar tardiv depus nu suspendă executarea. Nu suspendă executarea, nu o să ne judecăm categoric tot la înalta curte de casație și justiție, dar iată trebuia pusă în aplicare din data de 29, data pronunțării în ședință publică cu citarea părților a ordonanței respective. Mulțumesc, domnule președinte.
Mulțumesc, domnul secretar. Deci, în esență, dragi colegi, conturile Consiliului Județean nu sunt blocate din cauza faptului că s-au intabulat drumurile. Cel care a semnat cesiunea celor două contracte n-a fost deloc de la PSD. Și mă surprinde și vă spun încă o dată atacurile politice de acest gen. Am considerat că pentru binele județului Cara Severin să dăm în judecată Ministerul Dezvoltării, deși ulterior am depus la Ministerul Dezvoltării, fiind parte, fiind în proces cu dânsii, solicitări pe PNDR. Dar am avut o discuție cu dânsii în care le-am spus că sunt banii județului Cara Severin, cei 130 de miliarde la vremea respectivă, și că eu înțeleg să mă bat pentru acei bani. Dacă nu făceam acest lucru și ne încărcam cu acea sumă, urma să o recuperăm de la cei care au semnat. Credeți că vicepreședintele care a semnat la vremea respectivă, repet, nu de la PSD, credeți că ar fi avut 130 de miliarde să dea? Consiliul Județean ar fi rămas cu o gaură de 130 de miliarde. Aș fi putut să fac campanii de presă 3 luni de zile pe tema asta. N-am făcut-o. Am considerat că binele județului Cara Severin, ăsta este. Să mă bat pentru acei 130 de miliarde. Să ne batem cu toții. Aparatul Consiliului Județean, și aici chiar vreau să mulțumesc domnului secretar și direcției juridice, pentru că nu am avut firmă de consultanță, firmă de avocatură, aceste procese au fost duse de către colegii din aparatul Consiliului Județean. A treia informare este legată de speța cu aeroportul Caransebeș. Vreau foarte scurt și la fel o să rog pe domnul secretar să vă dea detalii, că în urma deciziei Tribunalului Cara Severin am făcut plângere penală către instituțiile statului. O să atacăm în momentul în care vom primi motivarea, o să atacăm cu recurs, avem termen de 5 zile la dispoziție, dar până atunci am sesizat instituțiile statului, pentru că, din punctul nostru de vedere, sunt elemente penale în această speță. Domnul secretar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, litigiul cu aeroportul a fost un litigiu sinos, dumneavoastră știți. Acum noi am acționat reconvențional, practic, că ei ne-au dat în judecată. Sentința apare oarecum ca un plus petită, ca o extra petită, în sensul că li s-a dat mai mult decât au cerut. Investiții acolo nu sunt, sumele sunt colosale. Cu titlul de exemplu, o colmatare costă $1 milion. Colmatare înseamnă să pui cu periuța de dinți așa între astea. Un gard de ordinul sutelor de mii de dolari. Expertizele noastre, și am juriștii pledanți, ni s-au respins pe bandă rulantă. Expertizele cerute pe considerentul că n-au fost depuse la primul termen, dar părții adverse li s-au admis la al cincilea termen. Sunt o grămadă de aspecte, dar care multe dintre ele, sau marea majoritate, frizează penalul și nici de cum latura civilă. Am solicitat expres structurilor de urmărire penală să ne dea un înscris în ipoteza în care faptele consemnate, sesizate, se circumscriu unor infracțiuni, nu le detaliem noi, nu e treaba noastră, dar să ne dea un înscris pe care să-l putem folosi în recurs ca să putem bloca latura obiectivă a speței, adică să subziste prejudiciu de 7 milioane de lei noi, la care, iată, printr-o sentință pe fond, nu știu motivarea, o să o vedem, n-am primit-o, ni s-a dat nouă ca și sarcină. Iată că redevența nu mai face nimeni vorbire de redevența neplătită, de obiectul activității aeroportului, în sensul societății aeroportului, în sensul că n-a fost împlinit niciodată.
Acolo au fost cu totul alte activități, instanța nu s-a băgat pe dedesubturile astea, adică contracte cu APIA dovedite de noi, eu știu, ferme de animale în instituția aeroportului, stâne de oi și așa mai departe, instituția conservării bunurilor de acolo, așa cum le-a prins, pentru că am depus și fotografii, nici măcar asta n-a făcut-o. Acum rămâne să vedem dacă vom fi ajutați în speța asta sau ne vom bate, ca de obicei, până la final singuri și să întoarcem contenciosul cu susul jos. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc. Trecem la ordinea de zi. Astăzi avem un singur proiect. Pentru că prima informare, pentru că s-a luat în ordinea importanței, m-a vizat pe mine. Vreau să clarific și eu aici, să înțeleagă colegii. Este vorba de un incident care a apărut ieri la ședința Consiliului Local din Caransebeș, unde onor consilierii PSD-ului au părăsit sala pe motiv că nu a fost convocată în termen de 3 zile și așa mai departe. Ei știu despre asta, dar am venit și am spus așa, în analogie, domnilor, trebuie să puteți acoperi tacit, chiar dacă, să zic, nu are 3 zile, dacă importanța o cere, putem veni și mai devreme, și mai cu înțelegere. Am avut destule cazuri și am dat la Consiliul Județean, unii chiar dacă nu a fost în termen. Bun, cine mă întreabă, nu? Astăzi am convocat o ședință extraordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin. A fost un singur proiect pe ordinea de zi. Este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economice și a contribuției Consiliului Județean Caraș-Severin la finanțarea proiectului modernizare DG581, intersecție Secășeni, intersecție Grădinari. Acest proiect de modernizare a drumului județean va fi depus pentru finanțare pe POR și din acest motiv am convocat ședința extraordinară astăzi pentru că am primit documentația de la firma de consultanță care a câștigat în urma licitației această lucrare. Am primit documentația tehnico-economică și astăzi în fața consilierilor județeni am venit cu acest proiect de hotărâre. A fost votat în unanimitate. Mâine va fi depus acest proiect. Sper să obținem finanțare pentru acest drum. Domnul Vela v-a acuzat că a scos de la finanțare 2 troncoane de drum. Ne puteți spune despre ce-i vorba? Domnul Vela, am observat că după ce a înfrânt în campania alegerilor locale la PNL, a revenit în județul Caraș-Severin pe principiu vulpii care spune despre strugurii la care nu ajunge, oricum erau acri, și a început să dezvolte subiecte ample, de la drumuri județene, de la conturi blocate, până la tablourile cu foștii președinți, care au fost montate, care au fost puse în holul Consiliului Județean, acuzând, fără a nominaliza, pe această temă de narcisism. Nu știu pe cine a acuzat de narcisism, dar bănui că pe noi, Consiliul Județean, cei care am comandat aceste tablouri. Ceea ce m-a surprins însă e că această acuzație de narcisism vine de la un om care și-a scris numele pe toate fântânile pe care le-a făcut în
municipiul Caransebeș, un om care din bugetul local al municipiului Caransebeș a transmis în fiecare an de Paști, de sărbătorile de Paști și de sărbătorile de Crăciun, felicitări fiecarei familii din județul, din municipiul Caransebeș, pe banii contribuabililor din municipiul Caransebeș. Adică fiecare cetățean al județului Caransebeș, timp de 3 sau nu mai știu câte mandate a avut domnul Vela, a primit de 2 ori pe an o felicitare pe bani proprii cu semnătura domnului Vela, nici măcar olografă, că era imprimată. Deci domnul Vela ne acuză de narcisism pentru că a montat 2, 4, 6 tablouri. Legat de drumuri, astăzi ați văzut că vom depune proiect pentru porțiunea care a rămas din drumul județean Reșița-Grădinari. Drumul la care făcea referire domnul Vela, pe care dânsul l-a propus, cel din drumul național care face legătura Caransebeș, Oțelul Roșu, Hațeg și merge până la Voislova, o să vă dau imediat exact denumirea lui, a rămas. Este drum prioritar pentru a fi depus. Drumul care a fost scos de pe POR este cel Comorâște, cel care leagă Comorâște de limita cu județul Timiș. S-a făcut acest lucru pentru că știți că într-o ședință a Consiliului Județean am predat porțiuni din acel drum la CNI pentru finanțare. Și am considerat că vom putea face acest drum mai repede în acest mod. Deci, drumurile care erau la vremea respectivă, era vorba despre acesta de care am discutat azi, și Comorâște, limită de județ, limită cu județul Timiș. În rezervă era acea legătură prin Voislova cu județul Timiș și cu județul Hunedoara. Acel drum care era în rezervă, în acest moment, este prioritar. Însă, acolo e o problemă. Acel drum va fi finanțabil în momentul în care și județul Timiș și județul Hunedoara vor face legăturile cu acel drum, pentru că acel drum, dacă nu are legătură prin județele Timiș și județele Hunedoara cu drumuri naționale, nu are eligibilitate. Deci acesta este adevărul despre drumurile județene. Iar despre intabulări, pentru că a discutat și despre intabulări, legând intabularea de drumuri județene, încă o dată o spun. În momentul în care am preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean, nu exista nici un kilometru de drum intabulat pe Consiliul Județean. În acest moment, orice solicitare de finanțare, fie că e pe PNDL, CNI sau POR, necesită intabularea drumurilor județene. Domnul Vela, într-o vădită campanie electorală, dar nu știu pentru ce, că alegerile sunt peste 3 ani, a făcut o afirmație că la nivelul Consiliului Județean conturile sunt blocate din cauza faptului că am intabulat drumuri. Încă nu înțeleg logica acestei afirmații. Este vorba de două contracte. S-au scos la licitație cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării două drumuri județene. Un drum județean a fost câștigat de firma A, alt drum județean de către firma B.
Nu o să dau numele firmelor. Aici? O să le puteți, le știți de altfel, de fel de mine. Este vorba despre drumul acesta la care acum continuăm și e vorba de muntele, drumul spre Muntele Mic. S-a făcut o solicitare, probabil, la Consiliul Județean, prin care s-a dorit cesionarea celor două contracte. Adică firma care a câștigat un drum să preia celălalt drum. S-a făcut această cesionare prin semnătura unui om. Un vicepreședinte la vremea respectivă al Consiliului Județean. În anul 2015, spun din memorie, sper să nu greșesc, Curtea de Conturi, fiind în control la Ministerul Dezvoltării, a considerat că această cesiune nu este legală. Și, ca urmare a acestei decizii, Curtea de Conturi a transmis către Consiliul Județean solicitare de returnare a celor două sume. Totalul celor două sume era de 13 milioane de lei. Decizia mea, în acel moment, și a colegilor din Consiliul Județean, a fost să atacăm această decizie a Ministerului Dezvoltării, în instanță, pentru că era vorba despre banii cetățenilor din județul Caraș-Severin. Nu am vorbit nici despre greaua moștenire, nici despre ceea ce s-a făcut. De altfel, subiectul oarecum era cunoscut, pentru că dumneavoastră ați scris despre el înainte de campania electorală și am considerat că nu e cazul să mai deschid acest subiect. În primă instanță, la Curtea de Apel București, am câștigat procesul cu Ministerul Dezvoltării. Prin decizia Curții de Apel spunea că cele două notificări se anulează. Am mers cu această decizie la finanțe pentru a ni se debloca conturile. Conturile se alimentau cu sume defalcate din bugetul național, sume destinate județului Caraș-Severin și legislația este în așa fel în acest moment că nu se deblochează conturile nici măcar la, când ajungi la concurența sumei. De-a lungul timpului, suma a devenit mult mai mare. Ministerul Finanțelor a considerat la acea vreme, reprezentanții Ministerului Finanțelor, de aici, de la administrația financiară, avem o adresă în acest sens, a considerat că nu pot să ne deblocheze conturile. Nu le permite legislația. Am apelat la o altă formă de atac în instanță, în justiție. Am inițiat ordonanță președințială la Curtea de Apel București. În data de 29.6 ne-a fost admisă ordonanța președințială prin care se ordona Ministerului Finanțelor să se deblocheze conturile Consiliului Județean Caraș-Severin. Între timp, Ministerul Finanțelor a făcut recurs la această ordonanță președințială. Din punctul nostru de vedere, recursul nu suspendă ordonanța președințială. Ordonanța președințială, prin efectul legii, este executorie. Noi considerăm că în acest moment, conturile județului Caraș-Severin, ținând cont de ordonanța președințială, ar trebui deblocate. Deci, în continuare, nu puteți decât să plătiți salarii. Salarii și o parte din cheltuielile materiale, din veniturile proprii pe care le are Consiliul Județean. Din septembrie anul trecut. Unde arăt dacă ajunge la deblocare? Consiliul Județean se va îndrepta împotriva vicepreședintelui de atunci? Adică cine a făcut o greșeală aici? În acel moment, dacă vorbim despre deblocare pe ordonanța prezidențială, fondul se va judeca. Deci ordonanța prezidențială nu are caracter permanent. Se vor debloca până când va fi o soluție finală la fond. Când va fi o soluție finală la fond, dacă se va păstra de înalta curte soluția Curții de Apel și în acea decizie se va spune că nu a fost o chestiune nelegală și că se anulează notificările, nu mai am de ce să mă îndrept împotriva cuiva
noi Consiliul Județean. Ministerul Dezvoltării va putea să procedeze în consecință, să analizeze la nivelul Ministerului Dezvoltării contractele și să vadă unde s-a greșit, pentru că vor avea un debit de 130 de milioane, de 13 milioane. Dacă decizia în altei curți va întoarce decizia curții de apel, în momentul acela, Consiliul Județean se va îndrepta împotriva celor care au cauzat, va fi un prejudiciu, și Consiliul Județean se va îndrepta împotriva celor care au cauzat acest prezumtiv prejudiciu. În acest moment nu pot vorbi de un prejudiciu. Tot o întrebare legată de Spitalul Județean, noua directoare vorbea despre un proiect. Nu am înțeles exact de unde e finanțarea și Județean, o să îi dăm, doamnei directoare, datele și o să vă spună dânsa, fiind un proiect... Este un proiect derulat prin intermediul Ministerului Sănătății de modernizarea secțiilor UPU-ul a spitalelor județene. Consiliul Județean va sprijini, cum de altfel sprijină orice proiect, pentru că va fi o parte de cofinanțare. Și legat de datoriile spitalului, spuneam că vor face o adresă Consiliul Județean să ceară sprijin financiar pentru plata cazurilor necontate. Ei au lunar câteva sute de cazuri pentru care nu primesc bani de la Casa de Sănătate. Luați în calcul? Luăm în calcul. O să facem analiză, să vedem problemele de la Spitalul Județean și o să procedăm în consecință. Și cu teatru? Așa. Întrebare exactă. Mergeți la teatru? Merg la teatru, da. Dar de ce nu? Bordoz în teatru. Nu știu să vă spun dacă Bordoz a fost... Bordozul este pom care să stea acolo. Sigur, dar comisia a fost din trei oameni făcută. Din trei oameni, dar din moment ce vine Bordoz și spune fraților pe asta la o parte, vine alaltă Mihaela, care eu credeam mai altă. Cinstit acum. Și vine aici pe pic. După 30 minute de întârziere. Domnul președinte. Nu știu dacă chiar așa au stat problemele, pentru că eu n-am participat la aceste comisii. Nu particip în nicio comisie. Prin decizie a președintelui Consiliului Județean se numesc comisiile. Cum să nu credeți că este o foarte mare dorință a consilierilor județeni să facă parte din aceste comisii. Eu le-am recunoscut, m-au pedepsit. Că nu vin la ședință. Uite, cum de ce ați venit? O să numiți un manager interimar acolo sau rămâne domnul Mirea? Domnul Mirea o să-i expire la un moment dat. Nu, 20. O să expire mandatul de director interimar. Sunt două soluții. Să numesc un alt director interimar, până la organizarea unui nou concurs, sau să-i prelungesc domnului Mirea mandatul de director interimar. Nu am luat în acest moment o decizie în acest sens.